Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Natalia Morar. Bine v-am găsit la Fabrica, singurul talk show politic care nu fabrică realitatea. De mai mult timp ne interesează problema contrabandei cu țigări, un subiect care nu dispare din paginile ziarelor. Și dumneavoastră v-ați întrebat, cred, ce se întâmplă la vama noastră de a ajuns toată Europa să cunoască mirosul țigărilor fabricate în Moldova. Vrem să știm cine stă în spatele acestor scheme. De aceea, în ultimele 3 săptămâni, l-am invitat de mai multe ori să vină la emisiune pe șeful serviciului vamal al Moldovei, Tudor Balițchi. Din păcate, dumnealui nu a găsit timp în agenda sa ca să răspundă solicitării noastre. Domnule Balițchi, folosesc această ocazie pentru a vă invita încă o dată la fabrică. Vă așteptăm! Astăzi discutăm despre comportamentul funcționarilor publici. Pe alocuri urât și chiar inadmisibil, acest comportament ne face să credem că ei, funcționarii, uită cine îi plătește. Publica TV ar vrea să le amintească funcționarilor și demnitarilor moldoveni cum stau lucrurile după lege. În acest scop am lansat, începând cu ziua de astăzi, o nouă campanie. Funcționari de stat acasă. Nu rătați știrile și emisiunile de la Publica. Iar invitații mei din această seară sunt viceministrul justiției Gheorghe Susarenko. Bună seara, bine ați venit! Jurnalistul Publica TV Vitalie Dogaru. Bună seara, bine ați venit la fabrică! Și ca în fiecare seară, analistul politic Igor Boțan. Bună seara! Bună seara! Îl așteptăm și pe liderul PPCD, Iurie Roșcă. Sperăm că va veni și dumnealui. Deja vine. Deja vine, îl vedem, deja vine. Stau în spatele birourilor și ne reprezintă. Câștigă bani din banii noștri și lucrează pentru noi. Și iată cum lucrează. Ce se întâmplă? Dar de ce? 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 Nu, asta este urât de tot. Mai mult nu primiți niciun interviu. Să știți de asta. Ministerul este deschis. Eu îmi cer scuze. Oamenii stau afară în ploaie și au zis că nu li se permite să intre înăuntru. Nu, la toți li se permite. Plecați, vă rog, nu faceți chestia asta. Faceți foarte urât, tinere. Faceți foarte urât. Dar plecați odată. Foarte mult vă apreciem și foarte mult ținem la dumneavoastră. Să știți că aveți în spate o echipă de băieți care, dacă va trebui, o să dea la toată. Expresia de turbat are mai multe semnificative, printre care vioros, violent, sălbatic, nebun, cumplit. Scuzați, puteți să ne ajutați să ne urcăm? Cu domnii cum facem? Lasă-i să stă aici! Domnilor, ce e cu comportamentul acesta? Domnul Brânzaniuc de la primărie sau sergent Rotaru se simt mai alb decât ceilalți cetățeni de rând? Domnule Susarenko? Știți, am fost de câteva ori în Franța și acolo cel mai, adică, bun sau cel mai bine se simte funcționarul public. Fiindcă el, în primul rând, este asigurat de stat cu un salariu normal, este o birocrație, să spunem așa, pozitivă, în sensul pozitiv al cuvântului. Și, într-adevăr, ăștia sunt în serviciul poporului. Or, funcționar public înseamnă să fii în serviciul poporului. În cazul dat am văzut niște imagini, la noi, ierarhia aceasta a funcționarilor, de fapt, de stat, este o ierarhie de funcționar public, de demnitate publică, să-i spunem așa, miniștri, viceministri, deputații, judecătorii care nu intră în funcționar public, dar în sensul clasic al cuvântului, cum ați menționat și dumneavoastră, toți ăștia sunt funcționari publici. Cum e turcul și chistolul? Cum e țara și funcționarul? Dacă să o luăm la figurat. Asta e vina noastră? Păi e vina... A cetățenilor? Nu e vina cetățeanului. E vina, cred eu, a ceea ce se întâmplă la noi. Dumneavoastră știți cât
cât e salariul la un funcționar public la Ministerul Justiției, care se ia și se primește prin concurs. O fată, un băiat cu studii superioare, care este selectat prin concurs, care dă avizuri la legi, la hotărâri de guvern, și pe baza asta lucrează și Parlamentul și Guvernul, are 1300-1500 de lei. 100 de euro, de fapt, salariu. Dumneavoastră știți, statul nostru a spus că un grefier de la, nu zic, judecătorul Lazar, cu părere de rău, îmi pare rău că s-a comportat în felul care l-am văzut noi, că îl cunosc personal. Dar un grefier care este conform legii, trebuie să aibă studii superioare, trebuie să fie selectat, are 900 de lei salariu. Noi nu trebuie să... Adică nu poate statul la momentul actual să dea mai mult, sigur că, pentru că ar fi greșit să-i dai la un profesor un salariu de 1300 de lei, dar la un funcționar de la primărie, eu cum vorbesc, fără ceea ce înseamnă șpagă, ceea ce înseamnă știm noi. Dar totuși trebuie cumva ca statul să-și plătească acești funcționari, să-i selecteze, dar și să-i asigure cu ceva, ca să poată și cere de la ei. Iată aici am adus, domnul Roșca, în glumă spune, s-a pregătit domnul Gheorghe. Uitați-vă ce bază legală am adus aici, pregătindu-mă de această misiune, cu o oră în urmă mi s-a spus. Începând de la codul de etică al funcționarului public, care este adoptat de Consiliul de Miniștri a Consiliului Europei și terminând cu un pachet întreg de legi adoptat de Parlamentul Republicii Moldova și de către guvern, acte normative, care se referă. Și eu sunt precis că, nu pot să spun așa, dar nu cred că chiar și mulți miniștri și mulți deputați știu ce scrie în aceste legi. Domnule Sorin, că vedem că aceste legi nu ne ajută deocamdată după după ceea ce am văzut în materialul video. Domnule Roșca, bună seară, bine bună ați venit. Îmi cer scuze pentru întârziere, am fost într-o deplasare, am primit telefonul dumneavoastră și abia acum am reușit să ajung, îmi cer scuze. Nu e nimic, bine ați venit. Faptul că funcționarii publici din Republica Moldova nu sunt asigurați de către stat și primesc salariile care nu permit să duci o viață calitativă, o viață demnă, le scuză? Și da, și nu. Dacă când este... e vorba despre un astfel de comportament eu, față de jurnaliști, de cetățeni... Domnul Gheorghe Susarencu, atunci când dânsul spune pe bună dreptate că majoritatea funcționarilor publici, mai ales cei de nivel mediu și cei care abia intră în serviciu public, primesc salarii derizorii și poate că aici, cu altă ocazie, trebuie să ne gândim noi sau experții cum s-ar putea reduce numărul funcționarilor publici, ce audit intern trebuie să facă fiecare instituție de stat, astfel încât prin reducerea numărului de funcționari să oferi unui om competent un salariu pe care astăzi îl consumă 3, să știe omul acela că transpiră de dimineață până seară, dar primește un salariu onorabil. Asta îl scutește, bineînțeles, de mită. Cât privește comunicarea funcționarilor... Salariile mici sunt de vină? Pentru corupție, în mare măsură, da. Pentru astfel de comportament. Comportament urât față de cetățeni de rând. Bineînțeles că nu. Atunci când vorbim despre agresivitatea funcționarilor sau atunci când vorbim despre ireșibilitatea demnitarilor sau polițienilor față de presă, sigur că presa întotdeauna are dreptate și trebuie să își facă meseria inclusiv dând busna peste funcționari. Am văzut unul din reportajele pe care le-ați spus pe post, situația în care s-a pomenit un funcționar sau mai bine zis un angajat al Serviciului Pază și Protecție în raport cu un jurnalist de la dumneavoastră. Iată aici o situație atipică. Legea pe care el o execută îi spune, eu trebuie să opresc orice cetățean care nu este autorizat să intre în instituția pe care o păzesc. Jurnalistul spune, eu vin să-mi fac meseria. În urmare, s-a întâmplat o colizie care nu are nimic cu cei care stăteau cu un etaj mai sus și își făceau, mă rog, treaba pe care o au de făcut ei ca demnitare înalți în justiție, Roșca, de exemplu. Aceeași lege îi spune lui, funcționarului public sau omului de pază, că funcționarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul. Agreie, sunt de acord absolut cu dumneavoastră, Natale, dar eu vorbeam despre un angajat militar al Serviciului Pază și Protecție, care este ceva diferit. El totuși este militar. Sarcina lui este să păzească această instituție de accesul oricui care nu este autorizat de conducerea acestei instituții. Aici este situația tipică. În rest, toate situațiile... Și trebuie să facă acest lucru cu pumnii? Nu cu pumnii, bineînțeles. Este cu totul altceva dacă a abuzat. Pur și simplu am spus că dânsul a fost pus într-o situație absolut imposibilă, nici să permită, pentru că pentru asta este sancționat în mod legal, nici să poarte un dialog în numele instituției, pentru că nu are drept. El reprezintă o altă organizație. El pur și simplu protejează această instituție. El trebuie să aibă instrucțiuni foarte clare. Sigur că da, sigur că da.
Când însă vine vorba de relația instituției sau funcționarii publici și presă, noi cunoaștem, din păcate, o practică veche. Există legea cu privire la accesul liber la informații. Asta, de altfel, o lege foarte bună, elaborată de către un grup de ziariști, de organizație neguvernamentală, încă vreo 10 ani în urmă, dacă nu 15, domnul Bățan, da? Da. Care specifică totul. Iată, de obicei, orice cetățean sau organizație se adresează în orice instituție și așteaptă. Deci dreptul este prevăzut, dar nu este asigurat, pentru că de obicei primește un răspuns formal, așa cum primesc deseori deputații. Domnul Susarenco, ține minte, deseori atunci când se făceau interpelări din partea unui deputat către o instituție executivă, primea răspuns un timp, dar cum se răspundea? Deja era la latitudinea funcționarului respectiv. Deci, dacă este vorbim despre cultura comunicării, este cu totul altceva. Un demnitar poate să te refuze foarte politicos și nu-ți oferă informația necesară. Dacă e să vorbim despre cât de simpatici sunt... Uneori chiar nepoliticos, am văzut. Da. Ei, am păzit-o și eu de câteva ori, trebuie să recunosc în relația cu presa. Cunoaștem foarte bine, vă vom aduce aminte despre acest lucru. N-am nicio de el. Vedeți, aici se vorbește despre salarii mici. Parcă aceasta este devină de ce funcționarii publici se comportă așa. Ieri am fost, ca și ceilalți, cred că am fost într-un magazin, într-o rețea de magazine în orașul Chișinău și am văzut cum se comportă o vânzătoare. Cum considerați, o vânzătoare de rând, ce salariu are? Cred că nu mai... Cred că cam același salariu, s-ar putea să aibă chiar un salariu mai mare. Și vreau să vă spun, domnule Dugru, vreau să vă spun, s-a comportat destul de urât cu un om de rând care cumpăra ceva. Acela i-a spus... Ce faceți atunci aici? Pe mine nu mă interesează problemele voastre, eu vin aici, eu plătesc bani, asta este dreptul meu ca eu să fiu tratat, deservit, calitativ, bine și să nu văd cum dumneavoastră vă enervați la mine. De ce funcționarii publici nu fac același lucru? Probabil că ei primesc într-un mod indirect banii de la bugetul statului, adică nu merge cetățeanul să plătească funcționarului public ca la magazin, pentru că acolo cetățeanul simte că îi dă, sau cumpărătorul simte direct că scoate din buzunar și plătește vânzătorului care are un salariu din acești bani, pe când cetățeanul în relația cu funcționarul public nu simte direct, pentru că banii sunt impozitați de către stat. Și aici probabil că trebuie să punem întrebarea dacă statul este capabil să asigure buna funcționare a instituțiilor statului. Deci faptul că statul le oferă acestor funcționari salarii mizere, înseamnă că nu funcționarul este de vină că este în fiecare zi pus să fie rău cu cetățenii, ci statul care îl face pe acest cetățean și pe funcționar să creeze acest conflict între ei. Altă întrebare când care a fost pusă statul, de antevorbitorii mei. Statul Republica Moldova, autoritățile acestui stat. Oameni concreți, oameni concreți. Putem să dăm și nume de oameni concreți care stau și dețin anumite funcții. Dar eu nu cred că domnul ministru, care are un salariu de 7.100 de lei, poate să-și permită să fie rău, pentru că este un salariu de 7 ori, de 10 ori mai mare față de a unui funcționar despre care vorbea domnul Susarenco. Sau judecătorul, sau judecătorul Ion Mureanu, care are 9.100 de lei. Este un salariu de neimaginat pentru foarte mulți cetățeni din Republica Moldova. Mai e o întrebare aici la care probabil că ar trebui să identificăm un răspuns. De ce oamenii acceptă să fie funcționari de stat și să lucreze cu astfel de salarii? Fiecare funcție publică are un potențial corupțional. Exact. Care este... Deci asta este problema. M-a sunat astăzi o doamnă înainte de a intra în emisiune și mi-a spus foarte multe despre faptul că încearcă, are mai multe diplome și încearcă să-și găsească un loc în structurile de stat și nu este admis. Întrebarea este, i-am spus, dar știți care este salariul? Știu, dar eu vreau să fiu funcționar public. De știți, ce? Îmi amintește treaba asta de o discuție de câtva timp în urmă, când cineva voia cu toată ardoarea să fie pădurar. Și eu le spun, sau cineva din colegii mei, băi, pădurarii au cel mai mic salariu din Republica Moldova. Deci toți vor să fie pădurari. Dar ce potențial are pădure? Nu, eu v-am spus, dacă îmi permiteți, la una din emisiunile anterioare, unde am avut onoarea să fiu invitat, în timp ce eram vicepreședinte a Parlamentului, eram solicitat cu o anumită regularitate de către cetățenii Republicii Moldova să-i ajut să-și angajeze rudele. Topul preferințelor așa, vă rog frumos să-l ajutați pe fiul sau nepotul meu să se angajeze la vamă, ori măcar la Centrul de Combatere a Corupției și a Crimei Organizate. Nu înțelegeam niciodată de ce acest clasament discriminatoriu. Vama mergea înainte Centrului de Corupție. Dacă cineva are diplomă... În timp ce, în același timp, domnul Gheorghe, ține minte, deși dânsul nu era demnitar la Ministerul Justiției, era deputat,
cred că 2-3 ani în urmă, Ministerul Justiției avea mai multe locuri vacante, făcea anunțuri publice. Țineți-mi, nu știu dacă la dumneavoastră acum sunt completate statele. Ministerul ăsta, spre deosebire de alte ministere, trebuie să lucreze. Corect, e adevărat. Da. Sunt toate hârtiile oficiale, da, trec prin acest minister care trebuie să dea avize. Dar și acest minister periodic înregistrează situația când are locuri vacante. Da. De ce? Pentru că Ministerul Justiției nu are de furcă cu bunuri, cu mărfuri, cu servicii, cu... Deci ei fac hârtii. Domnul Roșca, ei trebuie să dea expertiză juridică. Creația populară ne aduce exemple. Eu mi-amintesc, eu nu știu, este banc sau, într-adevăr, a fost așa un caz, în piață, în timpurile sovietice, se apropie cineva să bea un pahar de apă gazoasă și îl întreabă pe cel care vinde. Cum trăiți? Din ce trăiți? Vindeți apă care costă 3 copeci? La care răspunsul a fost foarte simplu. Genial a fost. Ei, apa ține vapoare, dar nu va ține o familie mică. Domnule Boțan, dumneavoastră considerați că este corect de făcut legătură între salariile pe care le au funcționarii publici și comportamentul față de oamenii de rând, față de cetățeni? Salariul este doar o dimensiune, dar însăși problema are multe valențe și trebuie luată în complex. Hai să ne amintim reforma, când a fost lansată reforma administrației publice, centrale și locale. Mi-amintesc că anul 2002, deja la guvernare era Partidul Comuniștilor, domnul Vasile Iov a fost numit președinte al Comisiei pentru Reforma Administrației Publice Centrale. S-a terminat mandatul, primul mandat al comuniștilor. În 2005, îmi amintesc, în luna aprilie, când a fost instaurat la guvernare al doilea guvern al lui Tarlev, domnul Vladimir Voronin a lansat inițiativa. Deci, reducem numărul funcționarilor cu 70% și până în toamnă, asta a fost în luna aprilie 2005, toți funcționarii publici să aibă salarii peste $1,000. Ce s-a făcut din acestea? Nimic. Nimic nu s-a făcut. Acum, totuși, dat fiind faptul că a fost semnat în 2005 Planul de Acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, a fost elaborată o lege nouă privind serviciul public și statutul funcționarului public, o lege bună, și a fost adoptat codul de comportament sau codul deontologic al funcționarului public. Iarăși, este o lege foarte bună. Dacă o citim atent, vedem că lucrurile se mișcă în direcția bună. Dar cultura rămâne, cumva, drenează în urma acestor acte legislative adoptate și care sunt foarte, foarte bune, utile. Deci eu cred că noi suntem, așa trebuie, pe trepte, încetişor, să ne mișcăm în direcția pozitivă. Domnul Boțan are perfectă dreptate. De ce spuneam acum la serios, nu cu bancuri? Trebuie să luăm în considerație foarte multe lucruri. Și în primul și în primul rând, cultura generală noastră. Cultura în general a populației noastre. Așa este și când spuneam cum e turcul și chistolul, exact. Cum este societatea, așa și așa, dar ea este de vină. Cultura noastră este de vină. Păi este de vină. Absolut. Și una și alta și a treia. Nu putem să identificăm una. Eu voi spune un lucru. Am lucrat o perioadă când m-au belit comuniștii după 2001, la figurat vorbind. Am lucrat într-un proiect. Și unul din punctele contractului meu cu mă plătea guvernul Olandei, era scris că părțile nu divulgă mărimea salariului pe care îl primeam eu. Adică, de ce noi la doi funcționari care stau în birouri alături, sau unul este la ministerul cutare sau la altul la ministerul cutare, trebuie să îi facem scara asta și să primească tot una, salariul. Domn ministru, dar noi venim din cultura blatului, din cultura comunistă care se numește, cultura blatului. Cetățenii sunt gata să plătească mită pentru a-și rezolva problemele, iar funcționarii cu salarii mici sunt gata să accepte asta. Chestia asta nu o scoți din comportamentul oamenilor, păi, foarte simplu. Păi, vă închipuiți ce se întâmplă la noi. Am mai spus-o chiar și în acest studio. Vreau să zic că medicul ia, să-i spunem, nu mită, nu știu dacă e corect cum spun. Mulțumire, da. Și dă polițistului. Polițistul ia și dă educatorul la grădiniță. Educatorul la grădiniță ia și dă profesorului de muzică. Și tot așa și tot așa. Și de fapt banii ăștia mărți cer și nimeni nu câștigă nimic. Și există calcule care spun că volumul corupțional, deci circuitul corupțional în Republica Moldova, se cifrează la un buget anual. Estimativ. Estimativ. Și totuși, fiind cetățean de rând, eu am contract nesemnat cu acest stat. Eu am. Putem spune că vorbi despre niște relații contractuale. De ce n-am dreptul să
fiu deservită calitativ. Să nu văd ușile trasnite în fața mea, pumnii, ignoranță și așa. Noi, de ce el nu este respectat? Noi trebuie să spunem așa. Cei care nu respectă acest... Primul ministru a spus că noi mergem în Europa, da? Ne se deschid ușile. Noi mergem în Europa da. Mult și bine. Da. Domnule Susarenco, vreau să vă întreb un lucru. Eu vă răspund. Funcționarii publici care nu respectă acest drept al meu trebuie să fie taxați. Eu vă spun. Ce vă răspund. Am făcut referință la recomandarea Consiliului de Ministri a Consiliului Europei care se numește privind codurile de conduită pentru funcționarii publici. Și vă citez. Funcționarul public este îndemnat să fie cinstit, imparțial și eficient, să-și îndeplinească îndatoririle sale la cel mai înalt nivel de capacitate al său, cu competență, echitate și înțelegere, nu luând în considerație decât interesul public și circunstanțele pertinente ale problemei. Și dacă noi vrem să fim așa și să mergem în Europa, atunci procurorul general, primul ministru, șeful statului, partid de opoziție, partid de guvernare, trebuie să întrebe de la funcționarul public care l-ați arătat aici, trebuie să fie voință politică. Dacă noi vrem să avem funcționari publici, dacă noi vrem să avem judecători, dacă noi, fiecare din noi trebuie să întrebe liderul său politic care se află astăzi la guvernare. Dumneavoastră doriți? Domn ministru, aveți dreptate, dar este numai o parte a problemei. Păi o parte. Până când cetățenii nu se vor învăța să exercite presiune asupra guvernanțelor, asupra celor care dețin puterea de o manieră, hai să zicem așa, decentă, dar să o simtă, nimic nu se va schimba. Bunile intenții știți încotro îndreaptă. Știți cum spune articolul 2 din Constituție? Dumneavoastră fiind viceministru justiție, îl veți întreba pe judecătorul Lazar din sectorul Buicani, care s-au comportat astfel cu jurnaliștii. Dumneavoastră spuneți că fiecare trebuie să întrebe. Cu părere de bine sau rău, nu pot spune acum, dar Ministerul Justiției, și să știe asta toată lumea, cetățeanul nostru, iarăși, dintr-o necunoștință, consideră că dacă acolo e scris Ministerul Justiției cu litere de jumătate de metru, clădirea în care eu activez, acolo se face justiție. Nu e adevărat. Dar ce se face acolo? Acolo se face îndeplinirea hotărârilor judecătorești. Noi avem o Constituție, noi am pornit cu domnul Roșca la 94, de la separația puterilor. Noi am pornit de la aceea că justiția trebuie să fie independentă. Și am spus-o aici câteva emisiuni, la o emisiune mai recent și o spun și acum. Judecătorii noștri nu trebuie să creadă și populația trebuie să știe că cel Lazar, care este, apropo, nu un rău judecător, care l-ați arătat. Foarte multă lume spune că este un foc, cum se cade. Un bun judecător. Dar el și Muruianu și alții ca ei, eu spun X, Y, Z, au înțeles independența justiției care au promovat-o și domnul Roșca la respectiva perioadă și alții, au înțeles că independența judecătorului este de jos până la Dumnezeu. Nu e adevărat. Ea se termină acolo, începe interesul public, unde deasupra lor și a Parlamentului și a Guvernului este Republica Moldova. Domnule Dogaru, asta eu cred. Acest judecător Lazar trebuie să fie taxat de cineva. Trebuie să fie întrebat de cineva, de ce te-ai comportat așa și așa mai departe? Cine trebuie să facă acest lucru? Deci Consiliul Disciplinar, așa, domnul Sorico, și Consiliul Superior al Magistraturii. Deci persoanele care s-au simțit afectate de activitatea acestui judecător se adresează în mod legal către Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul dă indicațiile respective structurilor pe care le au în subordine și examinează cazul respectiv. Dar cine este în Consiliul Superior al Magistraturii? Păi da, toți judecătorii. Păi asta e. Da, revenind la ceea ce a spus domnul Boțan și asupra Consiliului Superior al Magistraturii, ca asupra oricărei alte instituții în sistemul statului de drept, opinia publică poate să exercite presiune în sensul cel mai pozitiv al cuvântului. Presa, cetățenii, organizațiile neguvernamentale, Parlamentul, mă refer la presiuni normale de inducerea unor hotărâri, ca să spun așa, unor luări de poziție, să ceară acestei instituții să ia măsuri într-un caz sau altul. Dau citire unui document. Se numește Codul de etică al judecătorului aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul cutare din 29 noiembrie 2007. Judecătorul va avea permanent
un comportament oficial, sobru, politicos, în comunicare cu alte persoane. El va cere tuturor participanților la proces și altor funcționari ai sistemului judiciar să se abțină de la manifestare, prin cuvinte sau atitudine, a părtinirii sau prejudicăților împotriva părților, marturilor, avocaților sau altor persoane. Domnule Susțean, încă o dată vă întreb, cu ce ne ajută această lege, care de fapt acum este, este doar o hârtie este și o hotărâre, nu este respectată este de către judecătorul Lazar? Este o de ce judecătorul Lazar nu respectă această lege? Ne ajută. Pentru ne ajută, că eu Consiliul cred Superior al Magistraturii deci, trebuie să ia atitudine, cum o spune. Da, exact, exact. Da, noi avem instrumentariu. Deci, hai să zicem așa, dacă judecătorii reprezintă o castă, așa ca să fie pe înțelesul cetățenilor, asta ei este, trebuie... Este absolut, este în interesul lor ca să fie, deci această castă să fie curată. Corect. Deci... mantia, da, da, mantia de judecător trebuie păstrată curată și este presiunile care vin din partea presii, când spun că trebuie să fie decente, e un mesaj pentru Consiliul Superior al Magistraturii să se autosesizeze și să ia măsuri împotriva judecătorilor care încalcă prin comportamentul lor aceste reguli. Domnilor, dacă... continuăm această discuție după o scurtă pauză publicitară și știrile de la ora 10. Revenim în câteva clipe. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Natalia Morari. Bine v-am găsit la Fabrica, singurul talk show politic care nu fabrică realitatea. De mai mult timp ne interesează problema contrabandei cu țigări, un subiect care nu dispare din paginile ziarelor. Și dumneavoastră v-ați întrebat, cred, ce se întâmplă la vama noastră de a ajuns toată Europa să cunoască mirosul țigărilor fabricate în Moldova. Vrem să știm cine stă în spatele acestor scheme. De aceea, în ultimele 3 săptămâni, l-am invitat de mai multe ori să vină la emisiune pe șeful serviciului VAMAL al Moldovei, Tudor Balițchi. Din păcate, dumnealui nu a găsit timp în agenda sa ca să răspundă solicitării noastre. Domnule Balițchi, folosesc această ocazie pentru a vă invita încă o dată la fabrică. Vă așteptăm! Astăzi discutăm despre comportamentul funcționarilor publici. Pe alocuri urât și chiar inadmisibil, acest comportament ne face să credem că ei, funcționarii, uită cine îi plătește. Publica TV ar vrea să le amintească funcționarilor și demnitarilor moldoveni cum stau lucrurile după lege. În acest scop am lansat, începând cu ziua de astăzi, o nouă campanie. Funcționari de stat acasă. Nu ratați știrile și emisiunile de la Publica. Iar invitații mei din această seară sunt viceministrul Justiției Gheorghe Susarenko. Bună seara, bine ați venit! Jurnalistul Publica TV, Vitalie Dogaru. Bună seara, bine ați venit la fabrică! Și ca în fiecare seară, analistul politic, Igor Boțan. Bună seara! Bună seara! Îl așteptăm și pe liderul PPCD, Iurie Roșcă. Sperăm că va veni și dumneavoastră. Deja vine. Deja vine, îl vedem, deja vine. Stau în spatele birourilor și ne reprezintă. Câștigă bani din banii noștri și lucrează pentru noi. Și iată cum lucrează. Asta este urât de tot. Mai mult nu primiți niciun interviu. Să știți de asta. Ministerul este deschis. Eu îmi cer scuze. Oamenii stau afară în ploaie și au zis că nu li s-a permis să intre înăuntru. Nu, la toți li se permite. Plecați, vă rog. Nu faceți chestia asta. Faceți foarte urât, tinere. Faceți foarte urât. Dar plecați odată. Foarte mult vă apreciez și foarte mult ținem la dumneavoastră. Să știți că aveți în spate o echipă de băieți care, dacă va trebui, o să dea la băt la toată. Expresia de turbat are mai multe semnificative, printre care vioros, violent, sălbatic, nebun, cumplit. Scuzați, puteți să ne ajutați să ne urcăm? Cu domnii cum facem? Lasă-i să stă aici! Domnilor,
Ce e cu comportamentul acesta? Domnul Brânzaniuc de la primărie sau sergent Rotaru se simt mai alb decât ceilalți cetățeni de rând, domnule Susarenko? Știți, am fost de câteva ori în Franța și acolo cel mai, adică, bun sau cel mai bine se simte funcționarul public. Fiindcă el, în primul rând, este asigurat de stat cu un salariu normal, este o birocrație, să spunem așa, pozitivă, în sensul pozitiv al cuvântului. Și, într-adevăr, ăștia sunt în serviciu poporului. Or, funcționar public înseamnă să fii în serviciu poporului. În cazul dat am văzut niște imagini, la noi ierarhia aceasta a funcționarilor, de fapt, de stat, este o ierarhie de funcționar public, de demnitate publică, să spunem așa, miniștri, viceministri, deputații, judecătorii care nu intră în funcționar public, dar în sensul clasic al cuvântului, cum ați menționat și dumneavoastră, toți ăștia sunt funcționari publici. Cum e Turcu și Chistolul? Cum e țara și funcționarul? Dacă să o luăm la figurat. Asta e vina noastră? Păi e vina... A cetățenilor? Nu e vina cetățeanului. E vina, cred eu, a ceea ce se întâmplă la noi. Dumneavoastră știți cât e salariul la un funcționar public la Ministerul Justiției, care se ia și se primește prin concurs. O fată, un băiat cu studii superioare, care este selectat prin concurs, care dă avizuri la legi, la hotărâri de guvern și pe baza asta lucrează și Parlamentul și Guvernul, are 1300-1500 de lei. 100 de euro, de fapt, salariu. Dumneavoastră știți, statul nostru a spus că un grefier de la, nu zic, judecătorul Lazar, părere de rău, îmi pare rău că s-a comportat în felul care l-am văzut noi, că-l cunosc personal. Dar un grefier care este, conform legii, trebuie să aibă studii superioare, trebuie să fie selectat, are 900 de lei salariu. Noi nu trebuie să... Adică nu poate statul, la momentul actual, să dea mai mult, sigur că, pentru că ar fi greșit să-i dai la un profesor un salariu de 1300 de lei, dar la un funcționar de la primărie... Eu acum vorbesc fără ceea ce înseamnă șpagă, ceea ce înseamnă știm noi. Dar totuși trebuie cumva ca statul să-și plătească acești funcționari, să-i selecteze, dar și să-i asigure cu ceva, ca să poată și cere de la ei. Iată aici am adus, domnul Roșca în glumă spune, s-a pregătit domnul Gheorghe. Uitați-vă ce bază legală am adus aici, pregătindu-mă de această emisiune, cu o oră în urmă mi s-a spus. Începând de la codul de etică al funcționarului public care este adoptat de Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei și terminând cu un pachet întreg de legi adoptat de Parlamentul Republicii Moldova și de către guvern, acte normative, care se referă. Și eu sunt precis că, nu pot să spun așa, dar nu cred că chiar și mulți miniștri și mulți deputați știu ce scrie în aceste legi. Domnule Sorin, că vedem că aceste legi nu ne ajută deocamdată, după ceea ce am văzut în materialul video. Domnule Roșcă, bună seara, bine ați venit. Ce scuze pentru întârziere, am fost într-o deplasare, am primit telefonul dumneavoastră și abia acum am reușit să ajung. Ce scuze. Nu e nimic, bine ați venit. Faptul că funcționarii publici din Republica Moldova nu sunt asigurați de către stat și primesc salariile care nu permit să duci o viață Dirizorii, calitativă, de fapt, da. O viață demnă. Le scuză? Și da, și nu. Dacă când este... e vorba despre un astfel de comportament față de jurnaliști, de cetățeni... Domnul Gheorghe Susarenko, atunci când dânsul spune pe bună dreptate că majoritatea funcționarilor publici, mai ales cei de nivel mediu și cei care abia intră în serviciu public, primesc salarii derizorii și poate că aici, cu altă ocazie, trebuie să ne gândim noi sau experții cum s-ar putea reduce numărul funcționarilor publici, ce audit intern trebuie să facă fiecare instituție de stat, astfel încât prin reducerea numărului de funcționari să oferi unui om competent un salariu pe care astăzi îl consumă 3, să știe omul acela că transpiră de dimineață până seara, dar primește un salariu onorabil. Asta îl scutește, bineînțeles, de mită. Cât privește comunicarea funcționarilor... Salariile mici sunt de vină. Pentru corupție, în mare măsură, da. Pentru astfel de comportament. Comportament urât față de cetățeni de rând. Bineînțeles că nu. Atunci când vorbim despre agresivitatea funcționarilor sau atunci când vorbim despre ireșibilitatea demnitarilor sau polițienilor față de presă, sigur că presa întotdeauna are dreptate și trebuie să își facă meseria inclusiv dând busna peste funcționari. Am văzut unul din reportajele pe care le-ați spus pe post.
Situația în care s-a pomenit un funcționar sau mai bine zis un angajat al Serviciului Pază și Protecție în raport cu un jurnalist de la dumneavoastră. Iată aici o situație atipică. Legea pe care el o execută îi spune, eu trebuie să opresc orice cetățean care nu este autorizat să intre în instituția pe care o păzesc. Jurnalistul spune, eu vin să-mi fac meseria. În urmare, s-a întâmplat o colizie care nu are nimic cu cei care stăteau cu un etaj mai sus și își făceau, mă rog, treaba pe care o au de făcut ei ca demnitare înalți în justiție, de exemplu. Aceeași lege îi spune lui, funcționarului public sau omului de pază, că funcționarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigență, corectitudine și amabilitate în relațiile sale cu publicul. Agreie, sunt de acord absolut cu dumneavoastră, Natale, dar eu vorbeam despre un angajat militar al Serviciului Pază și Protecție, care este ceva diferit. El totuși este militar. Sarcina lui este să păzească această instituție de accesul oricui care nu este autorizat de conducerea acestei instituții. Aici este situația tipică. În rest, toate situațiile... Și trebuie să facă acest lucru cu pumnii? Nu, nu cu pumnii, bineînțeles. Este cu totul altceva dacă a abuzat. Pur și simplu am spus că dânsul a fost pus într-o situație absolut imposibilă, nici să permită, pentru că pentru asta este sancționat în mod legal, nici să poarte un dialog în numele instituției, pentru că nu are drept. El reprezintă o altă organizație. El pur și simplu protejează această instituție. El trebuie să aibă instrucțiuni foarte clare. Sigur că da, sigur că da. Când însă vine vorba de relația instituției sau funcționarii publici și presă, noi cunoaștem, din păcate, o practică veche. Există legea cu privire la accesul liber la informație. Asta, de altfel, o lege foarte bună, elaborată de către un grup de ziariști, de organizații neguvernamentale, încă vreo 10 ani în urmă, dacă nu 15, domnul Bățan, da? Da. Care specifică totul. Iată, de obicei, orice cetățean sau organizație se adresează în orice instituție și așteaptă. Deci dreptul este prevăzut, dar nu este asigurat, pentru că de obicei primește un răspuns formal, așa cum primesc deseori deputații. Domnul Susarenco, ține minte, deseori atunci când se făceau interpelări din partea unui deputat către o instituție executivă, primea răspunsul un timp, dar cum se răspundea? Deja era la latitudinea funcționarului respectiv. Deci, dacă este vorbim despre cultura comunicării, este cu totul altceva. Un demnitar poate să te refuze foarte politicos și nu-ți oferă informația necesară. Dacă e să vorbim despre cât de simpatici sunt... Uneori chiar nepoliticos, am văzut. Da. Ei, am păzit-o și eu de câteva ori, trebuie să recunosc în relația cu presa. Cunoaștem foarte bine, vă vom aduce aminte despre acest lucru. Domnule Dugaru, vedeți, aici se vorbește despre salarii mici. Parcă aceasta este de vină de ce funcționarii publici se comportă așa. Ieri am fost, ca și ceilalți, cred că am fost într-un magazin, într-o rețea de magazine în orașul Chișinău și am văzut cum se comportă o vânzătoare. Cum considerați, o vânzătoare de rând, ce salariu are? Cred că numai... Cred că același salariu, s-ar putea să aibă chiar un salariu mai mare. Și vreau să vă spun, domnule Dugaru, vreau să vă spun, s-a comportat destul de urât cu un om de rând care cumpăra ceva. Acela i-a spus... Ce faceți atunci aici? Pe mine nu mă interesează problemele voastre, eu vin aici, eu plătesc bani, asta este dreptul meu ca eu să fiu tratat, deservit, calitativ, bine și să nu văd cum dumneavoastră vă enervați la mine. De ce funcționarii publici nu fac același lucru? Probabil că ei primesc într-un mod indirect banii de la bugetul statului, adică nu merge cetățeanul să plătească funcționarului public ca la magazin, pentru că acolo cetățeanul simte că îi dă, sau cumpărătorul simte direct că scoate din buzunar și plătește vânzătorului care are un salariu din acești bani, pe când cetățeanul în relația cu funcționarul public nu simte direct, pentru că banii sunt impozitați de către stat. Și aici probabil că trebuie să punem întrebarea dacă statul este capabil să asigure buna funcționare a instituțiilor statului. Deci faptul că statul le oferă acestor funcționari salarii mizere, înseamnă că nu funcționarul este de vină că este în fiecare zi pus să fie rău cu cetățenii, ci statul care îl face pe acest cetățean și pe funcționar să creeze acest conflict între ei. Altă întrebare când care a fost pusă statul, de antevorbitorii mei. Statul Republica Moldova, autoritățile acestui stat. Oameni concreți. Putem să dăm și nume de oameni concreți care stau și dețin anumite funcții. Dar eu nu cred că domnul ministru, care are un salariu de 7.100 de lei, poate să-și permită să fie rău, pentru că este un salariu de 7 ori, de 10 ori mai mare față de a unui funcționar despre care vorbea domnul Susarenco. Sau judecătorul Ion Mureanu, care are 9.100 de lei. Este un salariu de neimaginat pentru foarte mulți cetățeni din Republica Moldova. Mai e o întrebare aici la care probabil că ar trebui să identificăm un răspuns. De ce oamenii acceptă să fie funcționari de stat și să lucreze cu astfel de salarii?
Fiecare funcție publică are un potențial corupțional. Exact. Care este... Deci asta este problema. M-a sunat astăzi o doamnă înainte de a intra în emisiune și mi-a spus foarte multe despre faptul că încearcă, are mai multe diplome și încearcă să-și găsească un loc în structurile de stat și nu este admisă. Întrebarea este... I-am spus, dar știți care este salariul? Știu, dar eu vreau să fiu funcționar public. De știți, ce? Îmi amintește treaba asta de o discuție de câtva timp în urmă, când cineva voia cu toată ardoarea să fie pădurar. Și eu le spun, sau cineva din colegii mei, zic, băi, pădurarii au cel mai mic salariu din Republica Moldova. Deci toți vor să fie pădurari. Dar ce potențial are pădure? Nu, eu... V-am spus, dacă îmi permiteți, la una din emisiunile anterioare, unde am avut onoarea să fiu invitat, în timp ce eram vicepreședinte a Parlamentului, eram solicitat cu o anumită regularitate de către cetățenii Republicii Moldova să-i ajut să-și angajeze rudele. Topul preferințelor așa, vă rog frumos să-l ajutați pe fiul sau nepotul meu să se angajeze la vamă, ori măcar la Centrul de Combatere a Corupției și a Crimei Organizate. Nu înțelegeam niciodată de ce acest clasament discriminatoriu. Vama mergea înainte Centrului de Corupție. Dacă domnul, cineva are diplomă... Domnul, Roșca, în timp ce, în același timp, domnul Gheorghe ține minte, deși dânsul nu era demnitar la Ministerul Justiției, era deputat, cred că 2-3 ani în urmă, Ministerul Justiției avea mai multe locuri vacante, făcea anunțuri publice. Țineți-mi, nu știu dacă la dumneavoastră acum sunt completate statele. Ministerul ăsta, spre deosebire de alte ministeri, trebuie să lucreze. Corect, e adevărat. Da. Sunt toate hârtiile oficiale, da, trec prin acest minister care trebuie să dea avize. Dar și acest minister periodic înregistrează situația când are locuri vacante. Da. De ce? Pentru că Ministerul Justiției nu are de furcă cu bunuri, cu mărfuri, cu servicii, cu... Deci ei fac hârtii. Domnul Roșca, ei trebuie să dea expertiză juridică. Creația populară ne aduce exemple. Eu mi-amintesc că, eu nu știu, este banc sau, într-adevăr, a fost așa un caz, în piață, în timpurile sovietice, se apropie cineva să bea un pahar de apă gazoasă și îl întreabă pe cel care vinde. Cum trăiți? Din ce trăiți? Vindeți apă care costă 3 copeci? La care răspunsul a fost foarte simplu. Genial a fost. Ei, apa ține vapoare, dar nu va ține o familie mică. Domnule Boțan, dumneavoastră considerați că este corect de făcut legătură între salariile pe care le au funcționarii publici și comportamentul față de oamenii de rând, față de cetățeni? Salariul este doar o dimensiune, dar însăși problema are multe valențe și trebuie luată în complex. Hai să ne amintim reforma, când a fost lansată reforma administrației publice, centrale și locale. Mi-amintesc că anul 2002, deja la guvernare era Partidul Comuniștilor, domnul Vasile Iov a fost numit președinte al Comisiei pentru Reforma Administrației Publice Centrale. S-a terminat mandatul, primul mandat al comuniștilor. În 2005, îmi amintesc, în luna aprilie, când a fost instaurat la guvernare al doilea guvern al lui Tarlev, domnul Vladimir Voronin a lansat inițiativa. Deci, reducem numărul funcționarilor cu 70% și până în toamnă, asta a fost în luna aprilie 2005, toți funcționarii publici să aibă salarii peste $1,000. Ce s-a făcut din acesta? Nimic. Nimic nu s-a făcut. Acum, totuși, dat fiind faptul că a fost semnat în 2005 Planul de Acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, a fost elaborată o lege nouă privind serviciul public și statutul funcționarului public, o lege bună, și a fost adoptat codul de comportament sau codul deontologic al funcționarului public. Iarăși este o lege foarte bună. Dacă o citim atent, vedem că lucrurile se mișcă în direcția bună. Dar cultura rămâne, cumva, drenează în urma acestor acte legislative adoptate și care sunt foarte, foarte bune, utile. Deci eu cred că noi suntem, așa trebuie, pe trepte, încetişor, să ne mișcăm în direcția pozitivă. Domnul Boțan are perfectă dreptate. Deși spuneam acum la serios, nu cu bancuri, trebuie să luăm în considerație foarte multe lucruri. Și în primul și în primul rând, cultura generală noastră. Cultura în general a populației noastre. Așa este și când spuneam cum e turcul și chistolul, exact. Cum este societatea, așa și așa, dar ea este divină. Cultura noastră este divină. Păi este divină. Absolut. Și una și alta și a treia. Nu putem să identificăm una. Eu voi spune un lucru. Am lucrat o perioadă când m-au belit comuniștii după 2001, la figurat vorbind. Am lucrat într-un proiect. Și unul din punctele contractului meu cu mă plătea guvernul Olandei, era scris că
părțile nu divulgă mărimea salariului pe care îl primeam eu. Adică, de ce noi la doi funcționari care stau în birouri alături, sau unul este la Ministerul Cutare sau la altul la Ministerul Cutare, trebuie să îi facem scara asta și să primească tot una, salariul. Domn ministru, dar noi venim din cultura blatului, din cultura comunistă care se numește, cultura blatului. Cetățenii sunt gata să plătească mită pentru a-și rezolva problemele, iar funcționarii cu salarii mici sunt gata să accepte asta. Chestia asta nu o scoți din comportamentul oamenilor foarte simplu. Păi, vă închipuiți ce se întâmplă la noi. Am mai spus-o chiar și în acest studio. Vreau zic că medicul ia, să-i spunem, nu mită, nu știu dacă e corect cum spun. Mulțumire, da. Și dă polițistului. Polițistul ia și dă educatorul la grădiniță. Educatorul la grădiniță ia și dă profesorului de muzică. Și tot așa și tot așa. Și de fapt banii ăștia mărți cer și nimeni nu câștigă nimic. Și există calcule care spun că volumul corupțional, deci circuitul corupțional în Republica Moldova, se cifrează la un buget anual. Estimativ. Și totuși, fiind cetățean de rând, eu am contract nesemnat cu acest stat. Eu am. Putem spune, vorbi despre niște relații contractuale. De ce n-am dreptul să fiu deservită calitativ? Să nu văd ușile trasnite în fața mea, pumnii, ignoranță și așa. De ce el nu este respectat? Noi trebuie să spunem așa. Cei care nu respectă acest... Primul ministru a spus că noi mergem în Europa, da? Ni se deschid ușile. Noi mergem în Europa, da. Mult și bine. Domnule Susarenco, vreau să vă întreb un lucru. Eu vă răspund. Funcționarii publici care nu respectă acest drept al meu, trebuie să fie taxați. Eu vă spun. Ce vă răspund? Am făcut referință la recomandarea Consiliului de Ministri a Consiliului Europei, care se numește privind codurile de conduită pentru funcționarii publici. Și vă citez. Funcționarul public este îndemnat să fie cinstit, imparțial și eficient, să-și îndeplinească îndatoririle sale la cel mai înalt nivel de capacitate al său, cu competență, echitate și înțelegere, ne luând în considerație cât interesul public și circunstanțele pertinente ale problemei. Și dacă noi vrem să fim așa și să mergem în Europa, atunci procurorul general, primul ministru, șeful statului, partid de opoziție, partid de guvernare, trebuie să întrebe de la funcționarul public care l-ați arătat aici, trebuie să fie voință politică. Dacă noi vrem să avem funcționari publici, dacă noi vrem să avem judecători, dacă noi, fiecare din noi trebuie să întrebe liderul său politic care se află astăzi la guvernare. Dumneavoastră doriți? Domn ministru, aveți dreptate, dar este numai o parte a problemei. Păi o parte. Până când cetățenii nu se vor învăța să exercite presiune asupra guvernanțelor, asupra celor care dețin puterea de o manieră, hai să zicem așa, decentă, dar să o simtă, nimic nu se va schimba. Bunile intenții știți încotro îndreaptă. Știți cum spune articolul 2 din Constituție? Dumneavoastră fiind viceministru justiție, îl veți întreba pe judecătorul Lazar din sectorul Buicani, care s-au comportat astfel cu jurnaliștii. Dumneavoastră spuneți că fiecare trebuie să întrebe. Cu părere de bine sau rău, nu pot spune acum, dar Ministerul Justiției, și să știe asta toată lumea, cetățeanul nostru, iarăși, dintr-un, să spunem așa, dintr-o necunoștință, consideră că dacă acolo e scris Ministerul Justiției cu litere de jumătate de metru, clădirea în care eu activez, acolo se face justiție. Nu e adevărat. Dar ce se face acolo? Acolo se face îndeplinirea hotărârilor judecătorești. Noi avem o Constituție, noi am pornit cu domnul Roșca la 94, de la separația puterilor. Noi am pornit de la aceea că justiția trebuie să fie independentă. Și am spus-o aici câteva emisiuni, la o emisiune mai recent, și o spun și acum. Judecătorii noștri nu trebuie să creadă și populația trebuie să știe că cel Lazar, care este, apropo, nu un rău judecător, care l-a arătat. Foarte multă lume spune că este un foc, cum se cade. Un bun judecător. Dar el și Muruianu și alții ca ei, eu spun XYZ, au înțeles independența justiției care au promovat-o și domnul Roșca la respectiva perioadă și alții, au înțeles că independența judecătorului este de jos până la Dumnezeu. Nu e adevărat. Ea se termină acolo, începe interesul public, unde deasupra lor și a Parlamentului și a Guvernului este Republica Moldova. Domnule Dogaru, doar o clip. Domnule Dogaru, asta eu cred. Acest judecător Lazar trebuie să fie taxat de cineva. Trebuie să fie întrebat de
cineva, de ce te-ai comportat așa și așa mai departe. Cine trebuie, este, cine, Consiliul Superior cine al trebuie să facă acest lucru? Trebuie, deci Consiliul Disciplinar, așa, domnul Sorecu, da. Și Consiliul Superior al Magistraturii. Deci persoanele care s-au simțit afectate de activitatea acestui judecător se adresează în mod legal către Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul dă indicațiile respective structurilor pe care le au în subordine și examinează cazul respectiv. Dar cine este în Consiliul Superior al Magistraturii? Păi da, toți judecătorii. Pentru toți că... judecătorii. Asta e. Da, dar... Nu. Revenind la ceea ce a spus domnul Boțan, și asupra Consiliului Superior al Magistraturii, ca asupra oricărei alte instituții în sistemul statului de drept, opinia publică poate să exercite presiune în sensul cel mai pozitiv al cuvântului. Presa, cetățenii, organizațiile neguvernamentale, Parlamentul, mă refer la presiuni normale de inducerea unor hotărâri, ca să spun așa, unor luări de poziție, să ceară aceste instituții să ia măsuri într-un caz sau altul. Dau citire unui document. Se numește Codul de Etică al Judecătorului, aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul cutare din 29 noiembrie 2007. Judecătorul va avea permanent un comportament oficial, sobru, politicos, în comunicare cu alte persoane. El va cere tuturor participanților la proces și altor funcționari ai sistemului judiciar să se abțină de la manifestare, prin cuvinte sau atitudine, a părtinirii sau prejudicăților împotriva părților, martorilor, avocaților sau altor persoane. Domnule Susan, încă o dată vă întreb, cu ce ne ajută această lege, care de fapt acum este doar o hârtie este și o nu este respectată este de către judecătorul Lazar? Este o hotărâre de ce judecătorul Lazar nu respectă această lege? Ne ajută. Pentru ne ajută, că eu Consiliul cred că... Superior al Magistraturii trebuie să ia atitudine, cum o spune. Da, exact, rost. Exact. Da. Noi avem instrumentariu. Deci, hai să zicem așa, dacă judecătorii reprezintă o castă, așa ca să fie pe înțelesul cetățenilor, asta ei este, trebuie... Este absolut, este în interesul lor ca să fie, deci această castă să fie curată. Corect. Deci... Mantia de judecător trebuie păstrată curată și este presiunile care vin din partea presii, când spun că trebuie să fie decente, e un mesaj pentru Consiliul Superior al Magistraturii să se autosesizeze și să ia măsuri împotriva judecătorilor care încalcă prin comportamentul lor aceste reguli. Domnilor, dacă... continuăm această discuție după o scurtă pauză publicitară și știrile de la ora 10. Revenim în câteva clipe.